Bună ziua și bine ați venit pe canalul Tarot Adina. Haideți să vedem ce mesaje avem de la persoana noastră dragă pentru dumneavoastră, în funcție de varianta pe care o veți alege în mod intuitiv, și anume varianta numărul 1, cea cu acest Buddha, și varianta numărul 2, cea cu aceste pisicuțe. Dacă nu ați avut timp suficient de gândire, vă rog să puneți pauză pe videoclip, să reveniți după ce ați decis ce variantă ați dorit să alegeți. Haideți să începem cu cei care ați ales varianta numărul 1. Să vedem ce dorește persoana dragă să vă transmită dumneavoastră. Primul mesaj: sunt îndrăgostit de tine. Wow, ce frumos! Iubesc corpul tău. E foarte atrasă de dumneavoastră această persoană. Poți să mă invit și tu la întâlnire? Poate un pic timidă. Iată, așteaptă să faceți dumneavoastră primul pas. Nu sunt pregătit să am o relație cu tine. S-ar putea să fie să-și dorească o relație bazată mai mult pe atracție fizică decât să-și asume responsabilitatea unei relații de durată. Poate are pe altcineva, ne aparținem unul altuia. Sau poate, dacă sunteți dispuși să o luați pas cu pas cu această persoană, să nu vă grăbiți, ar putea să decidă să se implice și emoțional în această relație. Deci să nu fie ceva bazat doar pe atracția fizică. Haideți să vedem bilețelele iubirii, ce părere au despre această situație. Liniște. Se pare că dumneavoastră aveți nevoie de liniște, de relaxare. Poate alături de această persoană nu v-ați simți foarte liniștiți. Poate este o persoană mai aventurieră, care își dorește în permanentă mișcare, își dorește în permanență să faceți ceva nou, și dumneavoastră poate sunteți genul care, o persoană mai liniștită, care ar vrea să stea, poate să citească o carte, să vadă un film. Nu neapărat să faceți tot felul de lucruri noi și foarte incitante. Pur și simplu vreți să stați liniștiți, să vă relaxați în compania partenerului, partenerei. Este ok să fiți egoiști din când în când, și nevoile noastre sunt importante, exact ce spuneam. Deci mai faceți și ceea ce vă place dumneavoastră, relaxați-vă. Citiți o carte, eu știu, sau dacă vă place să mergeți la cinema, mergeți, relaxați-vă. Poate reușiți să o convingeți și pe această persoană dragă să vă însoțească. Sau pur și simplu plimbați-vă prin natură și relaxați-vă. Sentimente romantice. Sentimentele noastre sunt reale și trebuie exprimate. Iată, poate dumneavoastră țineți foarte mult la această persoană, dar vă e teamă să îi declarați acest lucru din teama de a nu fi rănit, rănită. Renunțați. Uneori trebuie să renunțăm la vechi pentru ca ceva nou să poată intra în viața noastră. Poate dumneavoastră încă vă mai gândiți la o persoană din trecut, se pare că trebuie să îi dați drumul, să renunțați, să vă mai gândiți că s-ar putea să mai fie ceva între dumneavoastră și acea persoană. Concentrați-vă pe momentul prezent și pe persoana care v-a stârnit interesul în acest moment. Ce a fost în trecut, lăsați în trecut. Pentru ca, după cum vă spunea și acest bilețel, ceva nou să poată intra în viața dumneavoastră. Ce trebuie să faceți pentru a avea o relație mai armonioasă cu persoana dragă? Valoarea ta personală nu e definită de oamenii din jurul tău și de acțiunile lor. Dacă cineva nu-și dorește să fie în viața ta, nu poți decât să-i urezi drum bun. Wow, super! Este posibil să se refere la persoana din trecut, care nu și-a mai dorit o relație cu dumneavoastră, și cel mai bine, exact cum vă spuneam, urați-i drum bun și concentrați-vă pe această persoană nouă, care este, cum vă spunea din primul mesaj, îndrăgostită de dumneavoastră. La ce trebuie să renunțați pentru a fi mai fericit, fericită, deși tocmai am spus la ce? Trebuie să renunți la dramă. Din cauza temerilor și a fricii de necunoscut, a gândurilor negative, reușești să atragi drama în viața ta și să rămâi prinsă într-un cerc vicios din care nu mai poți ieși. În această săptămână, renunță la toate lucrurile pe care nu le poți controla și permite-i sufletului tău să fie liber.
Da, deci nu vă mai opuneți schimbării, pentru că aceasta s-ar putea să fie benefică pentru dumneavoastră, schimbarea. Și care ar trebui să fie afirmația dumneavoastră zilnică pentru a fi mai fericită? Îmi păstrez calmul și nu permit greutăților să-mi fure zâmbetul de pe buze și să-mi întunece viața. Ce frumos! Accept ce se întâmplă, însă aleg să merg mai departe cu viața mea. Nu pun nicio greutate pe inima mea. Da, exact cum vă spunea și acest bilețel, acceptați ceea ce se întâmplă pentru că este spre binele dumneavoastră, da? Nu mai puneți nicio greutate pe inima dumneavoastră, totul va fi bine, aveți încredere. Și haideți să vedem, mă scuzați, pentru cei care ați ales varianta numărul 2, ce mesaje are persoana dragă pentru dumneavoastră. Poți să mă ierți? E clar, știe că va greși cu ceva, se simte vinovat acum. Ești unică, nu-și dă seama că nu mai găsește alta ca dumneavoastră. Aștept un semn de la tine. Nu e teamă să facă primul pas spre împăcare, deși își dorește acest lucru. Nu sunt pregătit pentru a avea o relație cu tine. Da, este teamă să nu o respingeți pe această persoană pentru că se pare că nu este suficient de serioasă și pregătită pentru a-și asuma responsabilitatea unei relații de durată cu dumneavoastră, dar totuși are nevoie de dumneavoastră. Probabil are nevoie de dumneavoastră pentru că se simte foarte bine în compania dumneavoastră, dar, după cum vă spuneam, nu este pregătită pentru a-și asuma răspunderea unei relații. Relaționare. Se pare că dumneavoastră vreți să fiți mai mult în contact, să aveți o relație mai strânsă cu această persoană, iar această persoană vă tot respinge, vă spune că nu este pregătită pentru o relație. Nu prea sunteți mulțumiți de interacțiunea cu această persoană. Vă transmite mesaje care contradictorii. Nu prea știți ce să mai credeți despre această persoană și despre intențiile acesteia. Despărțirile nu trebuie să fie neapărat triste. Da, bineînțeles, pentru că faceți loc practic la ceva mai bun în viața dumneavoastră și în inima dumneavoastră. Eliberați-vă de trecut. A sosit momentul să vă purificați energia. Iată exact ce spuneam. Faceți loc pentru nou și pentru ceva mai bun și mai frumos. Veți primi în curând un mesaj la persoana iubită, mă gândesc la tine chiar în acest moment, te iubesc. Ce frumos! Da, persoana dragă vă iubește foarte mult și știe că v-a greșit în trecut, acum încearcă să îndrepte lucrurile, foarte frumos. Ce trebuie să faceți pentru a avea o relație mai armonioasă cu persoana dragă? Aveți încredere în dumneavoastră. Avea încredere în alții înseamnă să crezi în tine în primul rând. Da, și având încredere în forțele proprii, veți deveni și mult mai atractivi. Și cu siguranță vă veți atinge și obiectivele, veți obține ceea ce vă doriți. La ce trebuie să renunțați pentru a fi mai fericiți? Trebuie să renunți la scuzele pe care ți le găsești zi de zi. A venit momentul să crezi în tine, exact ce spuneam, cu tot sufletul. Nu mai căutați scuze în momentele grele, ci dă-ți voie să lupți pentru ceea ce îți dorești. Mergi mai departe și nu renunța până când nu ajungi acolo unde îți dorești. Super, da, deci exact cum spuneam, aveți încredere în forțele proprii, nu vă lăsați pradă gândurilor negative, ce frumos! Și până la urmă veți obține ceea ce vă doriți și care ar trebui să fie afirmația noastră zilnică pentru a fi mai fericit, fericită, indiferent de direcția în care merg, știu că Universul mă sprijină. Divinitatea mi este alături la fiecare pas pe care îl fac. Am încredere că va fi bine. Foarte frumos. Iată, concluzia la tot ceea ce am spus până acum este aveți încredere în forțele proprii și aveți încredere că totul va fi bine. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Vă aștept cu mult drag pe viitor. Vă doresc o zi minunată în continuare și la revedere!